În Reghin sunt multe zone cu denumiri vechi. Sunt nume pe care le folosim frecvent, dar probabil nu ne-am pus niciodată întrebarea ce înseamnă mai exact acestea. Unele sunt porecle, altele provin din vremuri de demult apuse. Avem însă chiar în vocabularul curent denumiri de-a dreptul haioase. Foarte multe zone din orașul nostru își păstrează niște denumiri vechi, de peste 100 de ani și mai bine. Așa, în vorbirea uzuală, întâlnim adesea expresii ca la pipa, la lobar, la piața de fân, la manghezii, la piața de cărbuni. Deci foarte multe zone care își mai păstrează denumirea după, iată, 100 de ani. Ne aflăm într-o intersecție a orașului cunoscută ca numele la manghezii. Să vedem de ce s-a numit manghezii și de ce își păstrează această denumire, iată, de peste 100 de ani. Aici pe colț, la intersecția străzilor Sării cu Gării și cu strada Duzilor, inclusiv cu parcul Tineretului, a fost o prăvălie, o băcănie a unui evreu care s-a chemat Manghezius Samuilă. Aici se vindea cam de toate. Ei, acest proprietar și-a păstrat denumirea localului după numele său zeci și zeci de ani, dintr-un motiv foarte lesne de înțeles. Intersecția aceasta a străzilor a făcut ca pe aici să fie o fluctuație foarte mare de populație. Iată, de exemplu, pe strada Gării, care a devenit cea mai importantă arteră a orașului de jos, după construirea căi ferate, după construirea gării, după darea în folosință a liniei înguste spre Lăpușna, drumul spre gară a devenit mai intens. Tot pe drumul gării erau și unele întreprinderi. De exemplu, la podul de peste Mureș era un pichet de vamă unde toate produsele care intrau de pe la Ibănești, rectific de pe la Ideci și mai sus, erau vămuite. Imediat după pod la dreapta era fabrica Foresta Română, care, iată, pe la anul 1920 avea 608 salariați, o cifră importantă. Drumul gării se intersecta cu una dintre străzile mai noi, de exemplu strada Duzilor de astăzi, care s-a numit strada Poștașilor. Pentru că pe această stradă, care nu era populată, erau grajdurile cailor de poștă și depozitele de fân. Pe strada aceasta a Duzilor de astăzi exista un atelier mecanic despre care eu am mai vorbit, a unui bun meseriaș cunoscut în oraș. Este vorba de Birtler, care a funcționat multă vreme și după anii 1950. Ei, în partea de sus a orașului, drumul de la Manghezii se continua cu strada Sării, care dădea în stânga în piața Cărbunilor, în dreapta în piața de Lemne și apoi în sus peste canalul Morii, care a fost amenajat în 1911 și care, dintr-un iaz de moară, s-a transformat într-un canal pentru uzina electrică, astăzi fiind cunoscut și ca canalul Mureșului, canalul Morii sau chiar pârâul, iazul Morilor, despre care însă noi o să mai vorbim. Ei, această fluctuație de populație din oraș spre gară și de la gară spre întreprinderi, în dreapta, în stânga, a creat posibilitatea ca această prăvălioară să fie un vat comercial foarte bun. Un vat care s-a păstrat până prin anii 1950-55. Dispariția familiei Manghezii, Manghezius Samuilă, nu a șters numele zonei,
El este cunoscut și astăzi ca zona Manghezi. De asemenea, este cunoscută și intersecția. În locul acestei prăvălii, după 1950, a fost niște magazine alimentare multă vreme. După 1990, pe locul casei lui Manghezi, s-a amenajat un bar zilnic, dar intersecția a rămas în memoria reghinenilor și astăzi este folosită ca expresia la Manghezi. Așadar, istoria ne prezintă și persoane ale căror nume încă le folosim, iar unele de multe ori ne aduc zâmbetul pe buze.